Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a organizat în perioada 14 octombrie-22 noiembrie Festivalul Culturii Vlăscene, eveniment aflat la ediția a 5-a. Pentru a marca finalul festivalului, instituția de cultură a pregătit sâmbătă un spectacol în sala Muzeului Poliției de Frontieră. Mulțumesc pentru că sunteți alături de noi an de an și că participați la activitățile noastre cu momente deosebite. Mulțumim cadrelor didactice care se dăruiesc cu tot sufletul în ceea ce fac cu copiii. Mulțumim comunității locale, primăriilor, consiliilor locale care sprijină de fiecare dată acțiunile noastre. Spectacolul a fost dedicat Zilei Naționale a României și a cuprins cele mai bune momente artistice descoperite de specialiștii Instituției de Cultură în județ în cadrul festivalului menționat. Copii, tineri și adulți au prezentat dansuri moderne și populare, muzică populară și ușoară, scenete sau momente de recitare. Toți copiii au primit diplome de participare.